Ancora. Astăzi am plecat din casa, am adus gunoiul și după ce am ajuns aici, Sef mi-a spus că... Care-i? Asta! Am aruncat ce aveam nevoie. Se întâmplă, gata. Ne-am recuperat pachetul, ne punem în mișcare. Trebuie să lăsăm mare GoPro pentru Mihai care pleacă la câmpul lung. Astăzi te voi lua cu mine să vezi cam ce facem lunea dinaintea competiției, iar ca o paranteză trebuie să știi că vineri și sâmbătă vom fi la Cluj, unde vom lua startul cu o super mașină, cu un Peugeot 106 Rally, iar în dreapta mea va fi Sev. Bună dimineața! Ca o paranteză ar trebui să știi și un lucru foarte important, suntem acolo datorită Conatoni, Total România și Cineplex. Acestea fiind spuse, mă duc să-mi tund claia. Let's go! Ce ne-am aranjat părul așa frumos, elegant cât de cât, ne punem în mișcare înspre autotehnica, de unde trebuie să luăm un scaun, mai exact scaunul Severinei, intercomul și niște centuri, în așa fel încât să le montăm în noua mașină de curse cu care vom participa la Cluj. Deci, mergem la autotehnica. Am ajuns la autotehnica, bang! Cel mai tare serviciu din București de departe și ne apucăm să desfacem din Blackie, din ea, intercomul și scaunul. Avem oficial un sticker nou pentru cei ce o să vină la raliul Clujului, dar cred că ar fi momentul să vi le și arăt. Pentru că eu sunt mega extra încântat de ele. Cam așa arată. Bang! Mare mafioțeală! Cel mai tare sticker! Acestea fiind spuse, hai să montăm primul sticker pe prima mașină și anume pe X6. Bang! Uitați-l cum arată pe mașină, direct, vrum vrum vlog, să știe! Acum mergem până la sora mea să îmi iau mașina cu care vom pleca la Cluj. În cele din urmă am ajuns acasă, am rezolvat cam toate elementele ce trebuiau rezolvate astăzi. A fost o zi plină de pregătiri. Avem deja echipamentul pe aici pregătit. Trebuie să mai îmi iau eu ce înseamnă partea de vlog, să vă prezint materiale. Așa că mâine dimineață ne echipăm, punem tot echipamentul în mașină și ne punem în mișcare înspre Sebeș. Prima oprire va fi la Conatoni pentru a face cunoștință cu echipa de acolo. După care ușor ușor ne vom îndrepta înspre Cluj, în așa fel încât să vedem mașina cu care vom participa, să începem să setăm și alte elemente, ce sunt sigur că o să-ți placă pentru că o să te țin la curent cu fiecare pas. Și suntem, este marți dimineața, am vocea asta de răgușit, nu știu de ce, și mergem să încărcăm mașina ușor. Înspre Transilvania Rally, ce are loc la Cluj. În spate nu ne mutăm, pur și simplu mergi cu navigator. Doamne, să mor tu că ai zis asta. Așa îi. Dacă mergi cu doamnă, e plină mașina de vaporice. Mai zice ceva. Suntem pe Valea Oltului. Oltul a scăzut, nu știu de ce. Cam așa arată Oltul. Trebuia să fie apă bună pe aici. Stăm aici la o lucrare, se lucrează la drum. Asta e mașinuța cu care mergem la Coloșvar, la Transilvania Rally. Și aia este Sev. Hey.
ține. Și am ajuns la Sebeș. Suntem la Kona Stony. Am ajuns să facem aici o poveste înainte de raliul Clujului, de fapt Transilvania Rally, că am avut niște discuții referitor la asta. Am ajuns la Cluj. Foarte bun, mișto drum, a fost ok. Foarte mișto, dar acum suntem ca Moș Crăciun încărcați. Da, acum o să trebuiască să cărăm toate astea sus în cameră. Bun, și ne-am preluat camera în care vom sta în următoarele zile. Să vă prezint puțin camera. Aici avem baia. Aici avem cada, e foarte drăguț hotelul, mie mi se pare foarte fain. Aici avem partea de hăinuțe, ăsta este patul, ea este Sev. Aici avem echipamentul de rally, aici avem căștile, televizor, ăsta sunt eu. Și în cele din urmă avem și o priveliște foarte drăguță. În cele din urmă, mâine dimineață vom merge la mașina de curse să facem cunoștință cu ea și... Bună dimineața tuturor, suntem la Cluj. Acum planul ar fi unul foarte simplu, să mergem să vedem mașina de curse și să montăm scaunul și intercomul să-l lăsăm la băieții ce se ocupă de mașină. Cu alte cuvinte, mergem să facem cunoștință cu noua mașină de curse. Până ajungem la hashtag motorsport, îți las câteva imagini să vezi cam ce chestii tari fac partenerii noștri principali, Kona Stony, pentru că tot ce înseamnă utilaje, mai exact, dacă ai un utilaj, servisare, mentenanță, tot ce îți trece prin cap, ei sunt soluția. După care revenim cu imagini de la mașina de curse. Am emoții că mergem să ne întâlnim cu chineața. Gata, și am ajuns la hashtag motorsport. Acum vă invit să vedem cam ce mașină avem în interior și să facem cunoștință cu mașina cu care mergem la raliul Clujului. Deci, let's go! Lemn sunt. Ia. Asta? Exact. Asta-i contact. Compatibil, exact. Și butonul pe care arată așa, gentil, exact, atât. Dar nu-i dau benzină mai târziu? Poți să-i dai, bine, știi, da? Montează scaunul lui Sev. O să încapăm sau o punem direct pe TV acolo? Vedem. Work in progress. Da. Kingi, mă, legață. Exact. Check your short on Kingi. Da, corect. Cum ar fi? Cu șurice pe picioarele la groși. Cu... Și îmi zici, hold on tight. Da, corect. Am ajuns la Cluj Arena, de unde ne vom lua GPS-urile. Acum așteptăm să vedem cum facem, ce acte avem nevoie. Da, deci în spate se iau sistemele GPS, pentru că pe probele speciale, când facem recunoașterile, nu avem voie să depășim limita legală, iar dacă depășești limita legală,
te penalizează cu buzunarul. Gata, ne-am luat GPS-ul. Astea sunt GPS-urile și gențile pentru pilot. Da, deci pe mașina de recunoaștere o să avem stickerele astea. Ce le lipim acum, unul în față și unul în spate. 70 circuit. Cocoașă pe stânga. Dreapta 6 scurt. PS1 și PS2. Tarnița. Și toată proba e la vale. Vedem noi acum, că acum eu realizez cam ce viteză o să facem. Sev încântată că am coborât cu 60. O să văd cum, o să văd cum dictează când faci virajele. Blenet. Vedem. Bun, și final de zi, o zi pe mine, am făcut doar două probe din cele patru probe care a trebuit să le scriem. Prima probă îmi place, interesantă, dar aia lungă, vai de capul meu, mi se pare super de mare viteză și eu nu sunt fan al probelor de foarte mare viteză, dar, în fine, sunt sigur că o să fie interesant. Ce vreau să fac prin intermediul acestui material, îmi doresc să vă dau câteva informații dacă vă gândiți să veniți să ne vedeți la Raliul Clujului. Prima locație în care puteți să ajungeți ar fi joi, începând cu ora 19:30. Startul festiv va avea loc la Cluj Arena. Important să știți, trebuie să respectați două aspecte importante. Unu, trebuie obligatoriu să aveți în permanență mască, și cel de-al doilea aspect important ar fi să păstrați de fiecare dată, să păstrați cât se poate distanța socială. O să gândim în așa fel încât să vă dăm stickerele dacă veniți, dacă veniți în zonă, nu știu, vedem cum facem, ne organizăm, pentru că îmi doresc să vă împărtășesc stickerele. Acolo o să aibă loc prezentarea echipajelor, o să fie o chestie așa mai de prietenie, dar sunt sigur că o să fie foarte interesant și asta. Concursul propriu-zis o să fie vineri și sâmbătă. Vineri PS1 și PS2 o să fie pe Tarnița și PS3 o să fie Făgetul, nu? Da, pe noapte. Pe noapte. Nu știu neapărat dacă v-aș recomanda să faceți drumul, să vedeți PS1, pentru că teoretic nu știu dacă o să fie circulația deschisă, deci nu o să puteți să ieșiți, o să vă cam blocați. Recomandarea mea pentru ziua de vineri ar fi să mergeți pe Făget. Făget este proba de noapte, o să fie spectaculos din toate punctele de vedere, mașinile sunt cu proiectoare, este și o locație foarte interesantă. Dacă vă uitați pe hartă, pentru că găsiți totul pe transilvaniarally.ro, este o intersecție unde puteți să stați. Cert e că pot să vă zic, acolo o să venim foarte încet. Puteți să ne faceți mai multe poze, pentru că e cu pământ. O să scot și mâna pe geam să vă salut. Da, e important că vă recomand acolo, că ăștia mari o să vină tare. Noi nu ne grăbim nicăieri. Targetul este să terminăm raliul. Cu bine. Acum vedem, important e să ne simțim bine. Iar pentru ziua de sâmbătă avem Florești 1, Dângău 1, Florești 2, Dângău 2, Făget 2. Eu v-aș recomanda să prindeți cele două treceri pe Florești. Mai ales dacă sunteți de aici, din Cluj. Dângău este oarecum departe. Dacă vreți să le prindeți pe amândouă pe Florești, nu o să puteți să prindeți nicio trecere pe Dângău. Eu v-aș recomanda să mergeți pe cele două treceri de pe Florești, pentru că puteți să vă montați de dimineață, să-i spunem așa, vedeți două treceri, zen, nu vă grăbiți nicăieri, după care puteți să ajungeți direct la festivitate de premiere. Astea ar fi recomandările mele referitoare la probele pe care trebuie să le vedeți. Referitor la spectatorii de pe probele speciale, e important să știți că evenimentul se ține fără spectatori. Adică, teoretic vorbind, nu ai avea voie să mergi ca spectator pe probele speciale, doar în cazul în care te prinde raliu acolo și ești în trecere. Asta e, până la urmă, na, am ieșit la picnic cu grătarul, stau și eu și uite că a trecut și raliu. Dar stăm distanțați. Da, e important să păstrați în permanență distanțele între voi și dacă vă apropiați unde celălalt să păstrați, să puneți masca. E foarte important asta și să respectați asta. Și v-am spus, referitor la efectiv la eveniment, e important să știți că nu e voie cu spectator, dar
dacă vă nimeriți să culegeți ciuperci sau, nu știu, să culegeți floricele, să tundeți iarba la milimetru, puteți să stați pe probele speciale și asta vă recomand. Deci vă, recomandarea mea ar fi foarte simplă: vineri să vă găsească un grătar sau să mergeți la ciupercuțe pe Făget pentru proba de noapte. Iar și sâmbătă cele două treceri pe Florești. Nu, la ciupercuțe pe Florești. Exact. Și să vă prindă și ora 19:30 pe lângă Cluj Arena la un burger, la ceva. Da, exact. Să ne vedeți și pe noi pe podium. La festivitate de premiere. Dacă oriunde pe traseu sau nu știu, dacă ne găsim o variantă în care să ne întâlnim, cu mare drag vă aștept să vă dau stickerele respective. Vedem cum vi le pasăm, în așa fel încât să păstrăm cât se poate distanța. Le facem așa, da, cum și vi le aruncăm. Sunt sigur că o să găsim o soluție. Acum mergem încă o dată până la mașina de curse, după care ne întoarcem să ne apucăm să ne verificăm dictarea, pentru că cel puțin tarnița trebuie luată la mână, și revenim cu imagini cât se poate de la mașina de curse. Poate încercăm să o și mișcăm un pic, să vedem cum schimbă treptele de viteză. Și să reglăm, după care ne ducem înspre hotel. Avem treabă. Da. Gata, și ne-am întors la mașină. Are sep scaun. Ai cadou aici. Și Vlad este omul ce face posibile participarea noastră aici cu mașina asta. Hello. Ciao. El este omul ce vrea să-și face preza. Ce face hashtag motorsport să se pună în mișcare. Vă las link în descriere spre Instagramul celor de la hashtag motorsport, pentru că sunt foarte tari. Adică uitați-vă ce mașini avem pe aici prin spate. Mai exact sunt 10 mașini de la hashtag motorsport ce iau startul la Transilvania Rally. Da, și am ajuns în cameră, foarte interesantă mașina. Sunt sigur că o să fie două zile de concurs pline de adrenalină, pentru că o să-mi ia, sunt sigur, mult timp să mă pot adapta la ea, pentru că nu prea are legătură cu ce știam eu până acum, are cutie cu craboți. E altceva și mă bucur că o să ies din zona mea de confort. Acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut materialul. Ne vedem, sper, mâine la startul festiv și poi mâine și răspoi mâine pe probele speciale. Eu am fost Mihai Beldie, tu astăzi ai urmărit prima parte a materialului dedicat Transilvania Rally 2020 și la final vă spun, nu uitați, iubiți-vă mult mașinile!